În total, 4 milioane de lei, inclusiv TVA, deci peste 800.000 de, de euro, este valoarea contractelor încheiate până la această dată de 23 de comune din zona Romanului, consultate de Roman TV pentru diferite servicii de consultanță, fie că vorbim pentru consultanță în afaceri și management, consultanță în vederea obținerii unor finanțări nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență sau prin Programul Național de Investiții Angel Salini, ori consultanță informatică în achiziții și altele. Vorbim despre o sumă totală de circa 3.361.933 de lei fără TVA pe contracte încheiate de către aceste 23 de administrații locale cu firme de profil de regulă aceleași câteva firme care se regăsesc în zona noastră. În această ediție, Roman TV prezintă câteva dintre aceste contracte, urmând să fie prezentate și următoarele până la cele 23 de comune studiate. Comuna Săbăoane a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 3 185.936 de, de lei fără TVA pentru servicii privind elaborare cerere de finanțare prin PNRR, C15, Educație, Școli Verzi, obținere finanțare nerambursabilă prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, depunere cerere de finanțare prin PNRR, componenta C13, obținerea finanțării nerambursabile prin PNRR, componenta 6, consultanță management proiect PNRR C3, managementul deșeurilor, obținerea finanțării nerambursabile prin prin PNRR Componenta 15, Consultanță în Achiziții Publice Angel Salini, PNRR Componenta 10, Consultanță în Protecția SSM. Comuna Onicene a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 345.000 de lei fără TVA pentru servicii de consultanță privind cerere de finanțare și implementare C3 platforme de gunoi, consultanță în achiziții pentru proiecte finanțate prin PNRR, depunere PNRR C15. Comuna Trifești a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 310.500 de lei fără TVA pentru servicii de consultanță în achiziții, consultanță pentru finanțări la proiecte GAL, consultanță pentru finanțare nerambursabilă, pentru implementare proiect de investiții, pentru modernizare drumuri comunale și locale, pentru componenta 15 prin PNRR, pentru finanțare parcuri fotovoltaice. Comuna Boghicea a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 255.800 de lei fără TVA, pentru servicii de consultanță scriere cerere pentru C15 din PNRR, dotare școala Boghicea, implementare PNRR, PNRR, reabilitare moderată dispensar Boghicea, implementare reabilitare moderată a școlii Slobozia, implementare PNRR servicii publice, PNRR TIC, consultanță pentru actualizarea PUG local și urbanism, consultanță pentru înființare, canalizare. Comuna Sagna a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 203.810 lei fără TVA, fiind vorba despre două contracte de consultanță pentru scriere și implementare proiecte platforme de gunoi grajd pentru consultanță în vederea obținerii finanțării pe componenta 15 din PNRR Educație. Comuna Dulcești a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 196.400 de lei fără TVA, pentru consultanță la proiect de alimentare cu apă din sursă subterană, pentru proiect de investiții în ființare sistem de canalizare, pentru consultanță în achiziții, consultanță în domeniul managementului investiției pentru proiect prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Comuna Dulcești a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 176.800 de lei fără TVA pentru scriere cerere de finanțare prin PNRR, elaborare documentație de finanțare pentru concesiune, consultanță informatică, consultanță în management proiecte prin PNRR, implementare și depunere proiecte finanțate prin Angel Salini. Ultima din această ediție privind contractele de consultanță achiziționate de primăriile din zona Romanului, Comuna Pâncești a contractat firme de consultanță, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 160.000 de lei fără TVA pentru proiecte finanțate prin fondul de mediu lucrări civile, întocmire cerere de finanțare și implementare proiect pe C15 prin PNRR Educație, servicii de consultanță în domeniul achizițiilor, implementare și depunere proiecte finanțate prin Angel Salini. De menționat este faptul că este posibil în funcție de termenii stipulați în aceste contracte, care nu sunt publice, ca firmele de consultanță să primească în primă fază un avans pentru serviciile contractate, urmând ca sumele integrale să le fie livrate dacă finanțările pe Diferite proiecte, dorite de către administrațiile locale, primesc undă verde.